Un cărturar biblic a fost citat spunând că Moed, Apocalipsa 16, de la 12 la 16, cel de-al șaselea înger și-a turnat potirului pe pământ, care se referă la Harmagedon. Har, un mare râu Eufrat și apa lui a fost uscată ca să pregătească calea împăraților din răsărit. Apoi am văzut trei spirite rele care păreau ca niște broaște, au ieșit din gura dragonului, din gura fiare și din gura prorocului fals, sunt duhuri de demoni care fac semne miraculoase și se duc la împărații lumii întregi ca să-i adune pentru luptă în ziua cea mare a lui Yahuwah cel atotputernic. Binecuvântat este cel ce păzește și își păzește hainele ca nu cumva să meargă gol și să-i se vadă rușinea, apoi îi strânge într-un loc chemat în limba ebraică Harmagedon. În capitolul următor, Apocalipsa 17, Ioan vorbește despre femeia care stătea pe fiarea stacojie. Amintiți-vă că scripturile originale nu aveau capitole sau versete. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-un pustiu. Nord, tăvultul de aur a fost înființat în pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul, poarta Bel, Baal, cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Poarta Belului ne conduce spre un sabat fals și departe de Yahuwah. Yahushua, adevărata ușă, ne conduce la șabatul adevărat și în prezența lui Yahuwah. Este cu siguranță merită să ne gândim. Amintiți-vă că capul imaginii de aur din Daniel 2 a fost Nebucadnețar, rege al Babilonului. Capul gândește și controlează întregul trup al furiei false babiloniene și semnul fiarei 666 poate fi pe frunte, adică mintea. Sărbătoarea păgână babiloniană de Crăciun este sărbătorită în întreaga lume. Aceasta a fost inițial numită sărbătoarea Saturnalia. După cum bine știți, creștinismul a adoptat sărbătoarea Saturnalia ca pe a lor, dar a fost îmbrăcată într-un alt nume, numindu-l liturgia lui Yahushuah. Cine ține o masă lui Yahushuah? Nu este alta decât Biserica Romano-Catolică, al cărei sediu se află pe cele șapte dealuri ale Romei, orașul Saturnalia. Știm și înțelegem că Satana folosește cornul mic, așa cum este descris în Daniel 7:25, pentru a prezenta lumii un calendar fals. El, cornul cel mic, va insulta pe cel preanalt, va chinui pe sfinții celui preanalt și va încerca să schimbe calendarul și ordonanțele. Potrivit traducerii Bibliei lui John Knox, cuvântul calendar este folosit pentru ceea ce cornul mic va încerca să schimbe. Aici este ceva mai mult de gândit. Care a fost grădina Edenului originală? George M. Lansa afirmă în Lumea Vechiului Testament, pagina 13, că cuvântul Eden provine din cuvântul ebraic Idan. În lexiconul ebraic și englez, pagina 1105, Idan înseamnă un termen fix stabilit sau definit. Având în vedere această definiție, grădina Edenului ar fi o grădină a timpului. O grădină a timpului definit. O grădină stabilită. O grădină a timpului de măsurare. Această grădină era un loc în care omul s-a întâlnit și a mers cu Yahuwah. Ar putea fi și acest loc în timp? În concluzie, Yahuwah știa încă de la început că Satan și omul ar falsifica rânduielile sale prin schimbarea timpului, de aceea a creat un ceas în cer pentru a-și stabili întâlnirile stabilite.
După cum se spune în Psalmul 19, de la 1 la 2, cerurile declară, repetă, gloria lui Yahuwah și întinderea își arată lucrările. Zi după zi promite promisiunile lui, iar noaptea după noapte ne dezvăluie cunoștințele. Lucrarea lui este creația lui care îndreaptă spre Creator. Săptămâna păgână nu dă slavă Creatorului, numai zeilor păgâni babilonieni. Dacă Yahuwah afirmă că Satana a înșelat întreaga lume, atunci el a înșelat într-adevăr întreaga lume. Dacă Yahuwah afirmă că această religie mistică falsă are originea în Babilon, atunci este locul unde a apărut. Dacă Yahuwah afirmă că este plăcerea sa de a da împărăția o turmă mică, atunci turma sa este într-adevăr mică. Dacă el afirmă că grâul și ineghina vor fi amestecate până la sfârșitul timpului, adică până la recoltă, atunci vor fi într-adevăr amestecate până la recoltare. Eu personal cred că aceasta este separarea grâului și a neghinei. Acesta este într-adevăr începutul recoltei. Corpul lui Yahushua, turma mică, primește adevăratul șabat săptămânal. Ei intră în prezența lui Yahuwah în Sfânta Sfintelor, unde se află scaunul îndurării, unde există un adevărat șabat de odihnă. De aceea, cum zice Duhul Sfânt astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele.